Povestea lui Cartal cu Deria este atât de tandră, atât de sensibilă, încât a ajuns să fie cuplul meu preferat. În afară de ei doi și de povestea tristă de viața lui Cartal, puține au rămas de urmărit. Donus continuă să fie unul dintre cele mai aiurite personaje, parcă nu are picioarele înfipte pe pământ, parcă e tot o adolescentă idiotă. Serdar trebuie să-i fure pupici, ca doi copii de 14 ani, de parcă scenaristul ar fi uitat că personajele au crescut cu cinci ani din sezonul trecut. Ea este cea care a creat toată iluzia în capul lui Uzai, dar îi reproșează tatălui că i-a adus pe mama-fiu pe capul lor. Turcan, o altă căzută de pe altă planetă. S-a căsătorit cu un bărbat fără să-l iubească. a trăit cu fostul soț fără a fi divorțată de actualul, a trecut peste vorba tatălui. Dar acum îl judecă pe bărbat că vrea să-și refacă viața la cinci ani după moartea soției. Ia fetele în miezul nopții și pleacă să doarmă toți patru în taxi? A iertat-o pe Ruhan după tot ce i-a făcut, dar nu e capabilă să-și asculte măcar tatăl. Sadic, un alt neînțeles al serialului. A încercat să controleze fiecare acțiune a fetelor, să le spună exact ce au de făcut niciuna nu a ascultat nimic din ce a încercat el să impună. Ceea ce a dus la un șir nelimitat de certuri și discuții. Și, să-mi fie cu iertare, dar actorul nu îmi cade bine deloc, face eforturi să vorbească de parcă în orice moment poate face un atac de cort, se strofoacă tot. Cred că turcii au mari probleme în a înțelege replicile actorului. Fiecare are dreptate acolo și nimeni nu se ascultă. Acum va izbucni sfârșitul lumii când se va afla de deria cu cartal, însă Turcan a uitat care a fost singura persoană care a ajutat-o necondiționat atunci când dragul Somer i-a întors spatele. O mare nerecunoscătoare s-a dovedit a fi Turcan și faptul că e atât de miloagă cu Ruhan. Care a profitat de ea numai când a avut nevoie și pe urmă a abuzat-o în toate felurile posibile nu o face deloc de apreciat. Sper din tot sufletul că scăderile constante de rating să dea de gândit producătorului și să pună capăt acestui serial care a devenit o mascaradă de râsul plânsu.